Vă citesc acest angajament, îl semnăm în fața dumneavoastră, veți avea câte un exemplar și, Doamne ajută, președintele, angajament se numește, președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, doresc să continue colaborarea între cele două instituții pe care le reprezintă în folosul buzoienilor. De aceea se angajează ca în condițiile realegerii lor vor pune în aplicare cel puțin următoarele proiecte comune. Anunțul solemn al parteneriatului între Consiliul Județean și Primăria Buzău a fost făcut de edilul șef Constantin Toma. Cei doi șefi de instituții au trecut în angajament 7 proiecte comune în mai multe domenii: transport județean, dezvoltarea unei zone metropolitane, încurajarea producătorilor autohtoni, turism, cultură și sport. 1. Realizarea unui centru angro pentru produse agroalimentare jumește Ciugărești, având ca furnizor gospodăriile și minifermele țărănești din toate localitățile județului Buzău. În paranteză, colectare, ambalare, prelucrare și valorificare. 2. Cooptarea Consiliului Județean ca membru în ADI Transport și ca acționar în Transbuze SA pentru dezvoltarea transportului în comun, atenție, în tot județul Buzău. În momentul ăsta suntem în 48 de localități. 3. Implicarea Consiliului Județean alături de Primăria Buzău pentru realizarea zonei metropolitane Buzău. Un alt proiect se numește Buzău Turistic. Integrarea într-un plan comun de dezvoltare a tuturor obiectivelor turistice la nivel județean și interconectarea lor, având ca pol principal municipiul Buzău. 5. Înființarea Teatrului de Artă Buzău, teatru de repertoriu, finanțat în comun de în actuala locație a Teatrului George Ciprian. 6. Cooperarea pentru integrarea meșterilor și a artiștilor populari din județul Buzău în procesele de educație și regenerare a Buzăului prin cultură populară și tradiții. 7. Susținerea în comun, asta o să vă placă foarte mult, susținerea în comun a echipei SCM Gloria Buzău pentru evoluția în Liga 1 de fotbal. Angajamentul între Neagu și Toma a fost semnat în cadrul conferinței de presă. Toate aceste proiecte se vor regăsi într-un plan privind dezvoltarea parteneriatului dintre Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău, cu obiective și termene ferme, ce va fi întocmită maxim 30 de zile de la validarea rezultatelor alegerilor locale din 27 septembrie. Încheiat astăzi, 14 august 2020. Semnează persoanele de față. Adică nu voi, cred noi. Cred că ar fi cazul să le și semnați. Da, să semnăm. Până aici. Eu zic să le scoți pe fiecare. Stați așa. Telefonul. Să vadă poporul că ne iubim. Și lucrăm, luptăm împreună ca să facem din județul ăsta o perlă. Este normal și firesc ca între cele două instituții să existe, în afară de relațiile colaborare firești care sunt între două instituții, și un parteneriat. De ce spun acest lucru? Pentru că sunt lucruri care nu putem să le facem decât, mă refer la instituția Consiliului Județean și la instituția Primăriei și Consiliul Local Municipal, decât împreună. Dintre proiectele prezentate astăzi, unul ridică mai multe semne de întrebare: parteneriatul pentru ca echipa de fotbal Gloria Buzău să ajungă în Liga 1. Conform regulamentului actual al FRF, un club finanțat de autoritățile locale nu poate promova în prima ligă.